Salutare și bine ați revenit pe canalul meu Pasiune și Savoare! Chiar dacă v-am împărtășit varianta de tort diplomat, am avut cereri de la mulți dintre voi să vă arăt și versiunea prăjiturii în stilul meu preferat. Și iată, dragilor, un desert care cucerește de la prima degustare sau, mai bine spus, de la prima privire. Haideți să începem cu blatul. Avem nevoie de următoarele ingrediente și o tavă de 18x28 cm. Încep a separa albușurile de gălbenușuri. Pun praful de sare peste albușuri și mixez la viteză mare. Până voi obține o spumă mai lejeră, moment în care voi adăuga zahărul și voi mai mixa până voi obține o vizia mai fermă. Cam așa. Dau deoparte, preiau bolul cu gălbenușuri, voi pune uleiul și laptele, aromatizez cu esența de vanilie și mixez puțin. După care voi adăuga făina Noi trebuie să obținem o compoziție destul de fină de aceea mixez încă puțin. Adaug din bezea, astfel voi subția compoziția de gălbenușuri. Apoi amestec cele două texturi. Ușor cu spatula de jos în sus încep să omogenizez. Astfel obțin la final rezultatul mult dorit. Acelea de un blat fin, aerat și cu o textură tare pufoasă. Împarte în două tăvi egale. Dacă nu aveți două, le puteți coace pe rând. Întind bine pe toată suprafața. Apoi introduc tăvile în cuptorul preîncălzit la 160 de grade pentru 15-20 de minute sau până când trece testul scobitorii. Cam așa arată. Rumene miros atât de bine. Le voi lăsa la răcit. Iar când vor ajunge la temperatura camerei, curăț suprafața acestora și o nivelez. Arată perfect. Putem trece mai departe. Crema de vanilie. O pregătim din aceste ingrediente. Încep prin în a hidrata gelatina cu apă rece, amestec și lasă repau 10 minute. Cu ajutorul unui tel voi omogeniza gălbenușurile cu zahărul. Cam un minut. Adaug făina. Iar când obțin o compoziție fină, torn și laptele fierbinte, puțin câte puțin. Din ce amestecăm, din ce vom obține o textură mai lichidă și fină. O transfer într-o crăticioară și o voi pune pe foc mic, amestecând în continuu, până voi obține această consistență mai groasă. Torn crema într-un bol, aromatizez cu esența de vanilie și o las să se răcească 5-10 minute. Aceste fructe din doză le voi folosi, da? Deci sunt un cocktail și câteva căpșuni proaspete. Este foarte important ca fructele să nu conțină zeamă sau suc, da? Pentru asta le voi lăsa puțin timp în sită. Am topit gelatina în cuptorul cu micron de maxim 10 secunde și o pun peste crema de vanilie călduță. La final, încorporez și frișca rece care a fost puțin mixată anterior. Obținem o cremă formidabilă. Foarte, foarte bună. Preferata mea. Însiropez blatul cu sucul fructelor din compot și torn toată crema de vanilie pe suprafața sa. Introduc fructele în interiorul cremei. Cu cât mai multe, cu atât mai bună o să iasă prăjitura. Atenție doar ca fructele să fie mai mărunt tăiate. Astfel nu veți întâmpina probleme în a tăia prăjitura. Și căpșunile sunt tăiate destul de mărunt. Bun, acopăr fructele să fie în interiorul cremei. Pun a doua felie de blat și introduc prăjitura în congelator pentru 20-30 de minute. Ultimul pas, pregătim crema albă din mascarpone și frișcă. Ambele trebuie să aibă aceeași temperatură, adică abia scase din frigider. Voi mixa frișca cu mascarponele până voi obține primele valuri. Adaug zahărul pudră și mai mixez încă puțin. Ne oprim în momentul când obținem această textură fermă și fină. Este perfectă. Are stabilitate. Dacă frișca nu vă ajută, puteți introduce și un plic de întăritor de frișcă. Însiropez și al doilea blat urmând să îl acopăr cu crema de frișcă și mascarpone. Întind bine pe toată suprafața să fie un strat egal. Voi lăsa prăjitura în frigider peste noapte. A doua zi, după cum observați, am tăiat extremitățile prăjiturii. Iar acum, opțional, doar dacă doriți, mai pregătiți o porție de frișcă cu mascarpone și efectuați acest decor cu un dui în formă de steluță. Se fac destul de simplu, rapid și au un mare efect. Pun câteva perluțe și este gata. Are un aspect atât de elegant și sofisticat, însă, după cum ați văzut, este o prăjitură cu o realizare destul de simplă și rapidă, îmbucățită cu cele mai bune fructe, aromate. O voi tăia în bucăți mai mari, da? deci folosesc cuțitul cu lama lungă, ținută în apă fierbinte câteva secunde, apoi o voi șterge. Astfel voi obține laturile curate. Ei, ce spuneți dragilor? Nu este un desert de toată frumusețea, cu un gust dulce, aromat, perfect echilibrat și un plat spongi pufos însiropat. Ca întotdeauna, vă servez cu cele mai bune prăjituri, având în componență cele mai bune rețete și sigure. Aștept cu nerăbdare să o văd și pe mesele voastre! cu siguranță vom bucura cât mai multe persoane dragi. Iar acum, la final, nu-mi rămâne decât să vă urez spor la treabă și poftă bună! Nu uitați să vă abonați pe acest canal pentru a putea vedea cele mai noi și mai bune inspirații, cu pasiune și savoare. Pe data viitoare și numai bine vă doresc! Pa, pa!